double digit thousand. Tânărul este internat la spitalul de psihiatrie de mai bine de 2 săptămâni. Surprinzător, fiul clejanilor a început să facă progrese și să se simtă mult mai bine, impresionând chiar și personalul medical prin comportamentul său. După spusele asistentelor, Fulgi și-a făcut iubită și s-a apucat să scrie versuri pentru piese. Acesta iese în fiecare zi în curte, doar cu un caiet și un creion și își notează ideile. Nu doar personalul medical a fost impresionat de comportamentul său, ci și o tânără, care se află pe altă secție. Fulgi ar fi vedetă pe secția lui, el ar fi internat la secția de băieți, așa e la spitalul respectiv, iar lângă ar fi și secția de fete. Într-o zi, când i-ar fi lăsat în curte, la aer, au o curte delimitată acolo, Fulgi ar fi ieșit cu caietul în mână ca să scrie niște versuri. Acolo, în liniște, se pare că are inspirație. La un moment dat ar fi vorbit cu o fată, prin gard, ea aflându-se în curtea de lângă, despre ceea ce scrie. I-ar fi făcut și o poezie și i-ar fi scris niște versuri pe care i le-a oferit printre gard. Așa au declarat asistentele de acolo. Fulgi se află internat la un centru de reabilitare din comuna Grădiștea, unde cazarea costă 2000 de euro pe lună și cuprinde servicii de terapie și psihiatrie. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!